Salut da, și bine te-am regăsit la un nou episod din Screa Mecanic. Episodul acesta avem ceva nou și foarte tare. Este vorba de Sky Island, Sky Block, ceva de genul de pe Minecraft. Suntem pe niște insule. Bine, momentan eu sunt pe o singură insulă, dar putem ajunge pe mai multe. Avem sus cât și jos, stânga, dreapta, cap-coadă, peste tot. Acum, singurul lucru la care mă tot gândesc eu este un vehicul ce poate zbura să ajungem mult mai ușor pe ele. Dar ca să facem acest lucru avem nevoie de câteva resurse pe care noi nu le avem aici. Asta este insula pe care am început și avem noi aici un fel de trader unde îi putem da niște lucruri și ne va da alte lucruri în schimb dar uh, și unelte și astea, pardon, arme. Ce mă tot gândesc eu acum? Ne-au ne fost oferite cuburile astea. Avem două stacuri de câte 256 fiecare. Avem niște pământ, avem un craft board, Se pare că avem un fel de misiune, dar misiunea este de pe survivalul normal. Set Waypoint. Așa ne-a pus. Set Waypoint, dar uh, nu-l văd nicăieri. Hai să mai apăsăm o dată, poate l-am dezactivat. Și să ne uităm noi pe aici dacă vedem undeva crești ship-ul. Absolut nicăieri. Deci, acum, având în vedere situația noastră actuală, singurul mod de a ajunge pe altă insulă este prin a construi. Acum, nu știu exact dacă chiar... Ok, din astea luăm apă și cred că vor genera mereu sau nu. Uh, haideți să vedem, putem să facem ceva aceasta. Ah, ok, aducem aici lucruri. Apa putem să o folosim la ceva? Nu. Nu cred. Hai să dăm noi pe toate. Să vedem poate cine știe. Este ceva util cu apa? Nu. mare parte cred că se va folosi la pământ. În ați spune. Am înțeles că și aici vom avea raiduri. Chiar dacă este o zonă așa. Ce vom face noi? Vom planta aici puțin, puțin, puțin. Avem 5 bucăți de... Le vom pune pe toate în linie sau... Nu trebuia... Pot să le scot? Da. O să le punem așa ca pământul să ude mai mult ca apa să, să ude mai mult Și avem noi 12 de apă Vom pune găleata asta Nu o vom pune jos În schimb vom pune asta aici Și astea aici Ce mi-ar trebui mie mare parte Pentru că avem și aici Am de bătut Arma Sputganul normal Avem nevoie de da, astea Nu avem cum să le obținem Deci ce mare parte nimic De aici nu putem obține noi Avem Ce siduri avem noi? Avem de roșii și morcovi Roșii și morcovi Ia să vedem noi ce putem face cu roșiile și morcovi. Uh, cu roșiile putem lua sau blade-ul cu care Știu că camera flicărește într-un mod foarte deranjant. Trebuie să fiu foarte aproape Că altfel, uite deci tre Trebuie să fiu foarte aproape avem nevoie de roșii ca să putem să luăm sau blade-ul, să putem tăia copaci, deoarece nu putem tăia copaci. Sau uh, materie primă precum uh, scrapul. Ok, haideți să punem noi craft botul acesta aici. Și să vedem dacă avem niște lucruri. Uite, putem face astea înainte, nu le puteai face. Avem direct aici să facem cooking botul și astea. Uneltele sunt cele de bază, văd. Și aici avem propulsorul ce ne trebuie. Ne trebuie metal din acesta. Ok, și component kit, component kit pe care cred eu că îl putem găsi. Îl putem găsi pe insule sau am văzut că există și aici și dăm beriuri. Beriuri la care noi nu avem și avem nevoie de, de ăsta, care ăsta se face din morcovi. În mare parte m-aș orienta. Ăsta la fel... Oh, și din, Ok, vom planta morcovi atunci. Vom planta noi morcovi. Ar fi cea mai bună idee. Și haideți să vedem cum putem noi să udăm... Pentru că nu știu cum putem face. Să punem apa în găleată? Nu prea am mai făcut asta, dar cred că ne trebuie așa ceva ca să putem să udăm noi în mare parte, pentru că altfel ar trebui să luăm cu găleata sau oare dintr-un container, nu știu. Eu. eu zic să ne ducem spre o insulă, cea mai apropiată de noi este această insulă. Și dacă vă place, nu uitați, dacă vă place și ceea ce fac, nu doar ăsta, puteți susține cu apreciere, să știți că contează foarte mult. Nu știu ce se întâmplă în momentul în care pici. În care pici de tot. Nu știu ce se întâmplă dacă pici în void. Dar nu vom pica în void, că am o insulă acolo și văd eu cum fac și voi ateriza pe ea, știi? O să ne facem așa drum de un singur rând Voi avea grijă să nu cad acum Cine știe ce va fi și pe viitor Și mâine Mâine, data de 21, am o surpriză pentru voi, pentru fanii jocurilor de racing. Am o surpriză, nu vă zic, ele, asta este surpriză, dar credeți-mă că o să vă placă la nebunie. Aici, oh, mă mănânc că sus ar putea să nu fie bine. Și vom pune noi apoi în față. Deci, un singur un singur buton aș greși dacă eu am apăsat. Practic ne-am dus. Ne-am dus de tot. Vreau să o fac urcabilă. Mă, s-au mai spunat insule? O, oh, o oh, nu. Ha -ha. e puțin așa dacă mă întreb pe mine. Puțin mai dificil pentru că mi-este frică să nu cad. Dar uh... Am încredere că ne vom descurca. Am ajuns destul de aproape. Sper să merite toată... Tot efortul ăsta al nostru de a ajunge acolo. Aproape am ajuns. Fiți atenți că n-am sfeclit-o. De aici o să dau o linie dreaptă. Așa. Și acum o vom lua noi așa. Ok, bun. Am ajuns la prima insulă. Care nu este a noastră. Luăm de aici cotonul. Și oare pot să tai copacul? Văd că avem un copac de ember. Ăsta oare va crește înapoi? Pentru că dacă va crește, vom lăsa drumulețul. te putem tăia și un copac sau cred că pe toți. O să luăm pe ăsta de ember ăsta. Știu 100% că trebuie să pice. Cu emberul mi se pare că faci sticlă sau ceva de genul. Dar vedem, poate ne va trebui. Luăm tot, oricum avem avem foarte mult spațiu în backpack. Deci vom lua în mare parte absolut tot ce, tot ce este pe aici, pe insule, copaci, tot, tot, tot. Uite și asta putem noi să-l tăiem. Mi se pare că cei mari, ăștia oare, pot, pot, pot și pe aceștia. Bun! Păi atunci ne-am făcut de niște lemn de calitatea întâi, nu scrap de ăsta, cred eu. Că știu că îți dă lemn bun. Bine, normal, ar trebui să-l vagi în... Nici nu mai știu, asta să vedem. u oh, stai puțin, stai puțin, nu, era deja să pierdem prima captură Dar nu știu unde este crești shipul Că de acolo mai avem niște lucruri destul de interesante de luat Dar nu știu unde se află Pentru că nu ne arată un waypoint direct Și va fi greuți cu mâncarea Vă că ne-au ne fost oferite aici 5 milkshake-uri din acestea dar nu știu acum cât de mult o să ne ajute pe noi dacă nu facem rost. Bine, dacă, totuși, știu că roșii le dau foarte multă apă și destul de puțină mâncare Și morcovii dau destul de multă mâncare și destul de puțină apă Dar cum facem noi să udăm plantele? Pentru că nu pot să ud plantele cu ăla, cu ăsta Nu pot să ud Normal ar trebui ori cu găleata să luăm apă Ăsta pot să fac ceva? Nu? A, ah, deci, eu... ah, okay, deci se transformă. Chiar dacă are o formă așa mai uh, ciudățică, se transformă și el acolo. De aici ne dă Wood sau ne dă. O oh, scrap Wood ne dă. N-am nimerit-o. O să las uh, aici ce a rămas rădăcina cu asta. Poate cine știe, poate crește oi Hunger and thirst. Ok, nu avem nevoie. Deci de aici vom procura noi lemn. În mare parte ne ajută. nu ne ajută foarte mult. Nu știu ce insula aia, dar dacă coborăm noi avem cum. E un copac care a crescut invers? A, nu, e o insulă cu un copac mare. Trebuie să vedem noi o insulă. Deci ne-ar ajuta foarte mult. Dar de unde să facem rost de combustibil? Pentru că combustibilul în mare parte este în, în apă. Avem o insulă de deșert acolo. Este în apă și se găsește sub apă, mai bine zis. Deci, practic, nu ne-ar trebui. E o insulă mare, nu? Am luat așa o insulă care ce are un lac pe ea, ar fi o insulă mare. Problema este în felul următor. Noi le vedem pe cele de sub noi. Uite, pe acelea există foarte multă piatră. Dar nu vedem ce este deasupra noastră. Aceea pare imensă și aceea este mare rău de tot. Imaginați-vă că distanța de aici până acolo este foarte mare și de obicei știți, cu cât distanța este mai mare, cu atât obiectul pare mai mic. Dar aceea încă este foarte mare, este aproape cât aceasta, care aceasta este mult mai aproape. Îmi dau seama după cât de așa are ceața aia pe ea, știi? Deci înseamnă că insula e foarte mare, e posibil să aibă apă pe ea. Dar nu ne va ajuta pentru că uite unde este. Asta aici iară pare destul de măricică. Acolo avem piatra. Hai să vedem ce, ce, putem crafta noi. De ce? Ok, aici avem lemn. Putem ajunge oricând. Aș face un sald de ăsta ne, nebun, dar mie să nu o scrintesc. Nu! Nu, 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 nu! Haide, mă, că era... Fii atent că pic pe insula asta. Fii atent că... Nu pic pe insula asta! Păi și ce se întâmplă? De ce se întâmplă dacă am căzut practic? Mor! O, oh, te... Ah! Bă, păi stai puțin! Putem profita de acest lucru. Deci, ok, astea ne vor produce apă în permanență. Nu o cu nouă, foarte bine. Avem ceva aici în spate care merită lua nu. Putem profita puțin de lucrul acesta, sincer. Pentru că ajungem acasă și nu pierdem nimic. Astea nu cred că vor crește, sincer să fiu, dar nici nu putem să, să le udăm așa. Normal ar trebui cu găleata cu apă. Putem ajunge pe insule, cred. Dar cred că vom muri de la fold damage, cel mai probabil. Dar ok, știu acum că nu pot să fac saltul acela. Dar bun, haideți să vedem ce putem face noi cu ceea ce avem o mare parte. Un pat ne trebuie vopsea. Vopseaua asta o facem din flori, din câte știu. Uh, ne ar ajuta oricum un pat, pentru că acolo putem să ne punem respawn-ul și sunt curios, dacă eu pic de pe insula și am pat mă, de la respawn de la mieu? Sau mă dă tot pe insula principală. Bun, uh, avem uh, blocurile momentan. Nu ne de ce avem atâta scrap? A, pentru că îl poți face din ferme. Deci în mare parte văd că aici se bazează foarte mult pe partea asta de ferme. Uh, avem water-ul material, ne trebuie o găleată și facem water. Pe care noi practic nu putem să-l folosim în mod direct. Dar nu ne ajută foarte mult, sincer. Ăsta vă că îl faci din sand block. Ceea ce nu știu momentan de unde luăm. Aia era acolo cu nisip. Bine, cre cred că îl putem face sand block acesta cu piatră. Ok. Piatră pe care o putem mina, dar nu o putem mina practic. Că nu avem cu ce momentan. Și avem iarăși la părți aici. Nu ne... Ok, putem crafta ember Asta este destul util. Normal nu poți să-l craftezi. Și avem noi guest container, water container, nu avem nici pe departe ceva pe acolo. Deci unele crafturi au fost alterate, au fost modificate ca noi să putem să ne facem lucrurile aici. Dar totuși, ce rămâne pentru noi cel mai util lucru, deși e destul de greu de controlat fără stabilizatoare și fără chestie să ne facem o platformă care zboară. Dilema este că trebuie să fie stabilizată destul de bine să fie egală avem nevoie de metal, avem nevoie de circuit board. Circuit bordul se poate crafta cumva. Ia să vedem dacă avem noi... n nu avem un search? O să căutăm aici circuit board. Dacă nu, acesta se poate obține exclusiv de la mobi. Mobi pe care nu știu de unde îi vom lua noi. E puțin cu dute vino, pentru că... Bă, e interesant pe o parte. Acum, nu cred că acestea vor crește. Știu că trebuie să le uzi neapărat și noi. nu-i nu am încercat să iau cu asta. Nu merge. Gen... Da, îți dă, îți dă apa sub formă de butoaie pe care nu o poți folosi în mod direct. În mare parte, lucrurile strălucitoare în jocul acesta reprezintă cufere. Nu știu dacă acolo este un cufăr. Pare a fi un cufăr. Acolo mă refer. Observați că strălucește ceva și putem vedea ar fi un cufăr și de obicei tot ce e strălucitor reprezintă un cufăr și asta ne poate ajuta. Uite, acum noaptea putem identifica în cazul în care există cufere pe insule, putem vedea pe unde, ce și cum. Deci ne va ajuta puțin și mă bate gândul să mergem mai e ceva acolo care strălucește, dar așa... Foarte, foarte puțin. M-ar bate gândul să mergem pe insula aceea, dar nu vom merge de pe insula noastră către insula aceea, ci vom merge de pe insula aceasta, pentru că sunt cam la același nivel și vom folosi mai puține materiale. Nu va trebui să mă înalți. Și distanța, sincer, pare cam aceeași. Avem 200 de cuburi. Haideți să mergem noi, cu mare grijă. Dar oricum, măcar știm că nu pățim nimic dacă picăm jos, dar ideea este că trebuie să ne și dezvoltăm în materie de resurse, unelte. Aici știu că pare, zici că e drept, dar nu pot să sar. Nu pot să sar? Hai că l-am făcut de toți banii, sincer. Am făcut ăsta de toți bani. Marian. Da, am avut dreptate. Este un uh, cufăr verde, nu este cine știe ce, dar mai văd ceva pe acolo, pe lângă beehive-uri, cel mai probabil. Acum, singura dilema noastră este că lemnul nu ne va ajunge să, să mergem acolo și cred că nu va ajunge nici să mai urcă. Așa că o să tăiem noi de aici. Așa să mergem să tăiem niște lemn. Asta ca să ne-l bage în inventar. Mă gândesc că cu vreo 50 de cuburi m-aș descurca să urcă înapoi. <laughs> N-am știu că cubul ăla ține absolut toată chestia aia acolo dar aparent cam ținea toată chestia aia acolo. O să fac eu așa o asta aici, să pot să sar și aici. Și aici ne vom duce așa. După care vom merge așa. O să mergem mai mult, nu o să mai fac din cub în cub, pentru că am văzut că nu pot să sar, ceea ce nu mă ajută foarte mult, sincer să fiu. Și eu zic că ne ajung cuburile astea. Suntem deja la jumătatea drumului și la jumătatea cuburilor. Deci zic că este... Haide, Cred că intru în insulă. Da, intru în perimetrul insulei și nu mă lasă să construiesc. Eu zic că suntem ok, a? Cât de greu putea fi. Gata, bun. Suntem aici. Copacul ăsta știu sigur că mă lasă să-l tai și pe acesta. Te rog, nu pica afară din insulă. Perfect, perfect. E bine, e bine, e bine, e bine. Bun, după tăierea acestui uh, pom, se pare că am luat 110 bucăți de lemn. Acum, eu am tăiat de acolo în jur de 40, o să încercăm să vedem dacă putem să ajungem cu acestea, dacă nu o să vin eu înapoi să mai tai. Deși eu zic că am reușit. Acum o să mai construiesc puțin aici pentru că am așa o mică teamă să nu fac o chestie. Gata, adică să fiu eu sigur și nu mai facem niciun sal de ăsta nebun așa fără rost. Să încerc să țin cursorul pe mijloc. Dar o să mă înalți destul de mult Până în momentul când vom ajunge acolo pentru că observați la fiecare cub Mă înalți cu câte una, aș putea să-i fac din lateral, dar ar fi puțin mai riscant Nu cred că vom ajunge, fiat, atent, mai avem puțin Puține cuburi mă refer 7. Uh, da, avem foarte multe beehive-uri am putem observa în o insulă utilă pe aici? Momentan nu, asta ar fi cea mai utilă și sunt curios ce ne pică în asta acolo. Hai să mergem să mai luăm niște lemn de asta. Gata, mai făcut noi roș de 100 de bucăți de lemn. Haideți să mergem, am băut și un milkshake din acesta. Și acum 100% vom ajunge, doar că voi fi foarte sus și o să trebuiască să fac și înapoi. Adică trebuie să mai rămânem cu câteva cuburi. O să șterg platforma aceasta ca să nu mă înalți peste 7 cuburi. Mă refer lungimea. Mamă, 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 da. Am ajuns destul de sus, a? 40, 27. Am, da, cred că am copac să tai. Haideți să mergem aici. O să luăm noi astea prima oară. Am văzut că sunt destul de utile acolo. Singura dilemă e că astea nu cred că vor mai crește înapoi. Și ăsta nu pot să nu pot să distrug. Aha, gata, gata. Era din cauza pomului. Și la final vom sparge și cuporul acela să vedem ce ne dă. Este unul verde, de obicei acesta nu are cel mai bun loot posibil, dar având în vedere lipsa materialelor de pe acest mod de joc, cred că cel mai inutil lucru care putea să ne pice era ăsta. Asta este un dăsta de costum. Nu știu ce vom face noi cu un costum. Ce sunt ale roșii? A sărit pe insulă, dar știu cu 100% că mor. De fapt, stai puțin, eu pot să mă întorc dacă mă arunc. Dacă mă arunc eu pot să mă întorc, pentru că dacă mor, practic, am văzut că îți păstrezi obiectele. Hmm. Haide să iau eu copa aceștia, sper să nu pice fix în partea râpei. Oh, e bine, e bine, suntem bine. Ia și acesta unde pică. Copacii de pe insula mea, din păcate... Nu, o să pierd jumătate din poma, aproape. S-a dus Na, unele lucruri n-ai cum să le Să le fac să fie ok Din păcate Dar ce aș dori eu ar fi să Mergem, nu, nu, nu cădea Nu cădea, nu cădea, o să luăm bucata asta Prima oară să nu ajungă pe jos Am luat lemnul de aici, acum mă gândeam la un singur lucru Ok, când picăm un void știm Ne pune înapoi acolo, dar probabil eu dacă pic Acolo voi uh, muri Decât, Putem face o chestie, doar că nu este chiar sub noi. Nu, no, de fapt ne ducem iolo solo și vedem ce se întâmplă. Stai, fix, fix aici e? să săream deja în partea greșită. Aici, bun, deci vârful acela. 3, 2, 1 și... Nu ajung pe ea. M-am lovit fix de... Iată că ajung pe asta la altă. Păi să pic în pom sau ceva. O să mor. Bana? Wow, nu mor. <laughs> Am găsit flori măcar Am găsit flori Ceea ce e bine putem face E ceva mai jos mai... Cred că sunt pe cea mai jos insula Nu, uite aia pare că e puțin mai jos La fel și aia Da, la fel și aia, dar uh, Nu o să, -o să sparg copacii de aici Consumă foarte multă apă pe insula aceea era foarte multă, foarte multă apă, gen de asta așa în sticluțe. Haideți să ne aruncăm un voit să ne dea pe noi acasă. Și să vedem ce putem să facem cu lucrurile astea de la am procesat noi. Deci ca să facem un ăsta, să facem 5, avem nevoie de 5 de astea. Noi am găsit 4. Ceea ce mh, nu e chiar atât de splendid. Dar a, am putea face le mai bune. Ajută la ceva cu părul din ce se face. Din glu, glu, care avem nevoie de ăsta, de la fel ca la... Chimicale, fii atent, cu chimical bachetul. Și asta se face cu crudoilul. Crudoilul care v-am spus că se găsește în mare parte tot în chestiuțe de-astea. Doar că... cu apă. Acum întrebarea mea este, de ce mi oferă atâta apă? ce mi scapă? Pentru că aici nu avem absolut nimic. Asta oricum trebuie să le punem cu ăla. Aici ar trebui să fie ceva cu apa în mare parte. Uite, water bucket acum. Ah, ok. Ok. Asta n-am văzut-o. Deci de asta ți oferă el atâta apă. Și acum eu am luat un water bucket cu care pot să ud plantele. Aha. Ok, și asta o pot face la infinit, mă gândesc, nu? Da. Doar că avem nevoie de bidoane de apă. Asta e bine, asta e bine. Dezvoltăm ferma, o să putem să facem nevoie de câte 10 lucruri ca să putem să facem un de Ok, nu era, rău, nu e rău deloc. Am spera că va uda mai mult, dar nicio șansă. Și apoi putem să facem noi schimburi sau materiale mai putem face, dar asta e din semințe. Deci fii atent, din semințe vei face. Dacă arunc eu mai de la distanță, așa. Nu, no, tot, tot unul. Atunci am avut noroc că au da două, sincer să fiu. O să las eu pe ăsta să crească. La interactive aici ne-ar trebui nouă consumabile ar. Trebuie să vedem, dar putem să mâncăm ce creștem până la urmă și raidurile ne vor ajuta să facem rost de componente, că presupun că de la 5 de astea, de asta ne-a dat și 5. De la 5 de astea încep raiduri. Pământul îl făceam noi cu piatră, piatră pe care momentan nu o putem sparge. Deci ca să ne mărim ferma, mare parte am avea nevoie de un saw blade. ce se poate găsi la interactiv am văzut Cu metal care e destul de greu să produci metalul acesta cel puțin Adică ai nevoie de, uite, ember și aici avem nevoie de mult mai mult timber și apă și metalul acela. Plus că avem nevoie de scrapul normal. De care noi nu dispunem, dar putem să facem la schimb, dacă îi dăm, dacă îi dăm un de din 10 legume, ne dă 50 și nouă apoi ne trebuie câte 15 pentru fiecare bucată și ne dă 10 bucăți. După care ne trebuie 15 bucăți de astea și ne dă așa și tot așa. Avem nevoie de destul de mult. Ca să putem să ajungem să facem noi ce ne trebuie. E cu du-te vino, dar e destul de interesant. Te pune așa să, să muncești, știi? Și asta avem nevoie de sand block. Ok. Și doi morcovi. Ok, acum astea vor crește. Să vedem noi ce va mai fi. La și eu episodul acesta aici. Vă mulțumesc pentru toată atenția acordată și ne vedem data viitoare. S aveți o zi minunată. Pa, pa!